Marcul ăsta, fie voia ta. Că să știți că lucrarea asta costă. Lucrare care e dată pe gratis, prin credință, dar costă foarte mult. Pentru că vor fi oameni care vor crede în lucrarea Duhului și vor fi oameni care vor bajocori lucrarea Duhului. Oricât te-ar costa, fie voia Domnului. Ce o întrebare? Ați observat că dacă votați, întrebarea are prioritate și probabil că voi apuca să răspund la care-s primele. Am primit darul prorociei, uneori îmi vine descoperirea în minte, dar nu am puterea să o spun. Uneori rugăciunea este puternică și mi-e ușor să spun, alteori nu. Darul prorociei este un dar foarte sensibil și din înțelegerea mea, care cred că e biblică, e foarte important ca acest dar să fie verificat. Roagă-L pe Dumnezeu, dacă ai primit dar de prorocie, să primești niște informații sau să primești niște descoperiri despre niște persoane pe care le cunoști fără să abordezi pe alții. Adică, să zicem, dau un caz, da? Cineva are o problemă de domeniu financiar. Tu ai aflat întâmplător. Ție Duhul Sfânt îți zice prin descoperire, prin darul prorociei, chiar dacă nu o emiți. Pentru că prorocia, dragii mei, nu este doar acea prorocie în care zici așa vorbește Domnul. Asta e prorocie kerigmatică, adică cu proclamare, cu mesaj auzit. Mesajul de prorocie poate veni printr-o înștiințare pe care o primești de la Duhul Sfânt, da? Și tu poți să o scrii pe o foaie. Tu poți să o așezi într-o agendă. Le verifici foarte bine toate. Recomand persoanei care crede că are dar de prorocie, indiferent cine e, nu neapărat cine a scris acum, fără să pun la îndoială că persoana asta ar avea să un dar de prorocie, că n-am primit de la Domnul nimic despre asta, doar vă spun la nivel general cum se lucrează cu darul de prorocie, toate lucrările pe care le ai, înainte să le spui public, trebuie să le verifici minim 6 luni. Recomandabil ca lucrările pe care le ai să iei legătura cu slujitorul bisericii, conducătorul bisericii, slujitor, da? Și cu dumnealui să ții legătura trimițându-i mesajele care le-ai primit. Pentru că vreau să spun ceva. Se prea poate să ai un dar 100% de la Duhul Sfânt de prorocie, dar să nu știi să-l folosești. Să-l utilizezi de așa maniere încât efectiv să strici lucrarea. Să împiedici poporul să te creadă. Vă dau un caz, da? Un bărbat avea o problemă în familie, în sensul că mama dumnealui era foarte bolnavă și se temea foarte tare că va muri. Era internat în spital, da? Și bărbatul acesta i-a scris unui proroc autentic și i-a spus așa: te rog frumos să te rogi pentru mama mea internată în spital și să-mi spui dacă zice ceva Domnul. Prorocul autentic 100%, chiar dacă e tânăr. Fratele, după câteva zile, îi trimite un mesaj în care spune: sună-mă că vreau să-ți transmit ceva, ce-am primit. Prorocul a avut o vedenie. I s-a arătat că mama acestui frate, culmea, n-a văzut-o niciodată, nu știa cum arată, dar i s-a arătat cum arată. Era un semn că ce-a vorbit era autentic de la Domnul. Și a zis: frate, eu nu știu cum arată mama ta, dar am văzut o mamă așa, mai mică de statură, mai solidă, așa arată mama ta? Și el a zis: da, așa arată. Am văzut-o pe o câmpie întinsă, verde, foarte frumos loc în care se afla, și pe tine cu frații tăi, i-a spus acestui frate, pe familia ta, am văzut-o în altă parte, iar ea de la depărtare vă făcea cu mâna. Ce ați înțeles, zice? Da, așa se înțelege. Prorocul a zis: nu știu ce înseamnă. A fost foarte corect. Nu știu ce înseamnă, așa că nu o să-ți spun nimic decât ce am primit. Dacă mă întrebi omenește, fii atent că nu-i de la Duhul Sfânt, a zis. Tind să cred că mama ta pleacă. Dar pentru că n-am primit, nu-ți spun asta.
Era în vremea pandemiei. Știți cum s-a împlinit lucrarea? Erau în aceeași casă toți frații, izolați la domiciliu, n-aveau voie să iasă din curte, locuiau în aceeași clădire, curte, da? Mama lor a fost adusă cu smurdu, îmbrăcată în combinazon, cu sacul după aia, cu hainele, că România, în fine, e o țară frumoasă. Pandemia a fost urâtă, nu? Așa, da? Și ei de la etaj, da, de la depărtare, și-au deschis telefoanele că era seara și au făcut așa cu mâna. La mămică care a intrat în curte, sănătoasă, vindecată. Slăvit să fie Domnul. Întrebare. O lucrat bine prorocul? Foarte bine a lucrat. Dar dacă prorocul zicea direct pleacă, își rata viitorul. Ați înțeles? De ce e important cum lucrez cu darul? Vă dau un alt caz, da? Un bărbat, și bărbatul acesta, avea o problemă cu tatăl lui, dacă bine rețin, în sensul în care era bolnav pe moarte. Acum, despărțirea de părinți e foarte grea, chiar dacă pot avea peste 80 de ani, peste 90 de ani, părinții lor, da? Și există o rupere care nu e ușoară. O mers la un frate care avea dar de prorocie și a zis, așa vorbește Domnul, în scurtă vreme ți-l iau pe tatăl tău, o să-ți fie greu. Ăsta a plecat terminat. Mă, s-a acasă, vorbea singur. Nu mai știa ce să... Bă, dar cum? Dumnezeu nu are nicio speranță, nu vindecă. Nu îl poate vindeca Domnul. Prorocul era autentic. În stresul lui foarte mare, o mai intra pe la un proroc. Și prorocul zice, eu am hotărât un plan. Tu nu-l vrei. Dar planul meu, n-ai ce face. Eu te pregătesc pentru planul meu. Eu lucrez în viața ta. Am fost întotdeauna cu tine. Treci prin fața unui hop, unei ridicători și să știi că te țin de mână și treci. Amin. La fel. Oricum a murit tata. Dar prorocul știu cum să lucreze cu darul. De la primul proroc ăsta au plecat vorbind singur, de la al doilea proroc o simți ceva în palmă. Mâna lui Dumnezeu. Foarte important. Darul de prorocie nu e un dar pe care să-l utilizezi ca și cum ai vrea să împuști pe cineva. Sunt lucrări în care paharul mâniei lui Dumnezeu se umple în dreptul unui caz și vine prorocul, îl trimite și zice, așa vorbește Domnul. Iată că în 3 zile, dacă nu te oprești din curvie, te iau acasă. Pac! 3 zile murit. Și au zis, Domnul, da, așa. Sunt cazuri extreme în care s-au terminat cu mila lui Dumnezeu și începe mânia lui Dumnezeu. Pentru că omul ăla nici cum nu vrea să se oprească din păcat. Dar amintiți cum a intrat prorocul Natan la David? O zis, da, era o mare sărbătoare. Eu vin ceva de pe drum, niște vizitatori. Un om care avea o grămadă de oi. Avea mielușei, mielușele. Și mă, nu sunt durat. Așa de tare au zis, încât împăratul a zis, bă, ăsta nu e normal, ce a făcut asta. Cum? Împăratul David, nici măcar nu se dă seama că e despre el vorba. Și au zis, când au venit vizitatorii la omul ăsta acasă, în loc să ia mielușeli, o avea mii, mii, zeci de mii, avea turme mari. S-au dus și-au luat o mielușea de la un om sărac, numai una avea. S-a ridicat împăratul în picioare pe acolo și a zis, e vrednic de moarte. Hopa, prietene, fii atent că n-areți așa. Înțelegeți? Vedeți cum a lucrat Natan, pentru că era împăratul, știut, a avut înțelepciune de la Duhul Sfânt să-l facă pe omul ăsta să-și recunoască vinovăția. Nu să-i spună direct, pac. A fost cazul în care eu zis, așa se vorbește domnul Ahab și Izabela. Câinii care au lins sângele lui Nabot, pentru că l-ați omorât flagrant, prin mărturie mincinoasă, prin martori mincinoși, câinii ăia și în dreptul ăla, pe metri aia pătrați, vor linge sângele Izabelei când l-aruncă pe ăștia în gol. Pac. Dar așa mi s-a venit. Prorocia e un mesaj foarte important, autentic. Dumnezeu și azi lucrează prin dar de prorocie. Dar mare atenție cum spui mesajul. De ce e important să vorbești cu un slujitor? Aici trag un semnal de alarmă. Prorocul care nu se lasă verificat e un proroc periculos. Ca să nu zic că poate să ajungă să fie mincinos.
M-ați înțeles ce am zis? Dar o soră prorociță din județul Cluj, știu cazul foarte bine, de-aia vă spun detaliu. O fi niște de ăștia comentatori, știți că sunt cârcotași în biserici, de aia care comentează continuu, nimic nu-i bine. Dacă predicatorii e foarte înalt ca mine, de ce nu mai scunde? Da? Dacă are nu știu câte kilograme, de ce nu are mai puține? Mă, bate vântul pe ăsta. Ați înțeles ideea? Nimic, da? Nu le convine. Cârcotașii respectivi, comentatorii, au mers la pastor și au zis, uite, am avut lucrarea aia prin cutare, prin sora cutare, am avut lucrarea aia, le-au întors cum au vrut ei, să o pună pe mult prorociță. Și pastorul nou, ce face? Presiune mare, comitet, toți au votat, poc. O mers la ea acasă. Și-o zis, soră, comitetul bisericii, de unde ești dumneata membră, o decis că de azi încolo nu mai ai dreptul să prorocești. S-a uitat sora foarte înțeleaptă, lung la el, și-o zis, frate, mi-ai dat cea mai bună veste. Pe dumneata, îți dai seama că eu nu o să mai fiu niciodată atacată. Dumneata, îți dai seama că eu pot dormi liniștit. Am uneori mesaje care abia le trimit la oameni, abia le spun, mi-e frică. De ce urmează să le se întâmple? Dumneata, îți dai seama că îmi faci viața mai ușor. Dar nu uita că răspunzi. Eu de azi mai prorocesc. Dar ai grijă. Dumneata, răspunzi. Mă opresc, gata. Domnul să fie cu dumneavoastră, nu supărată. Pastorul s-a speriat un pic. A zis, bă, asta chiar e prorocită. Asta e la Domnul. Nu se enervează, nu se pacetează, n-are tigaie. Da? Nimic. Nu zici, eu las că-ți dau eu ție. Scrie un mesaj despre tine, ajung la executiv. Nimic, frate. Prorocul a mers acasă. A mâncat bine de cină, frumos. S-a pus să doarmă. Păstorul, da? S-a pus să doarmă. Crezi că a dormit? Pșt, se învârtea tavanul. Toată noaptea nu a dormit. La 6 dimineața, nici să sfore, nu au avut timp. Nimic. Nu au avut liniște. O trebuie să facă întâlnire din nou cu comitetul dimineața următoare și se spună fraților, care dintre voi își asumă faptul că am pus-o deoparte pe sora asta? Că eu azi noapte n-am dormit. Parcă era din Babilon ăsta. Semăna cu împăratul la care nu dormi noaptea, știți? Tot pentru proroc. Pentru Daniel. Care își asumă? Ăștia toți s-au făcut mici? Că oamenii au o gură mare dacă nu-i vorba să facă fapte cam greu. O zis unul mai influent, o zis eu, nu mi-asum. Ălalalt care era dependent de ăsta, nu mi-asum. Păi să vezi că rămân nevastă, o zis, nu eu. A, ok. Și dintr-o dată toți, pac, 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 nimeni nu-și asumă. Ok, înseamnă că trebuie să mergem cu alt mesaj. Și nu a trecut nicio zi și-o zis la prorociță, soră, de azi ești liberă să prorocești. Dar dacă prorocița zicea, frate, las că știu că tu ești un opritor de proroci, ești un mincinos, ești, las că știu că ai afaceri, ai învârteli, las că știu că ți-e frică, să nu te dau pe față. Poc, poc, poc. Pămud rămânea prorocița. Lucru manual. Spuneți ideea. Deci vreau să vă spun ceva. Când cineva are un dar și darul Duhului Sfânt, dacă trebuie să ies cu darul Duhului Sfânt pe acolo, până lemnul ăla, până la brilul, pe acolo ies. M-ați înțeles? Dacă trebuie să intru în gresie, în gresie intru. Dacă ai o chemare de la Dumnezeu, îți face Dumnezeu drum prin Marea Roșie. Trebuie. Dar nu-ți fă tu singur. Că dacă îți faci, cam te torci în deșert. La sarmale, prajul, stroi, sarmalele sunt din România, nu de. Deci mare atenție. Iarăși recomand ca prorocul, fratele sau soră care are dar de prorocie, să aibă un semn privat cu Dumnezeu. Mă duc în misiune lor cu frate care are dar de vedenie. Și pe drum ne rugăm și îmi zice, frate, am primit un mesaj, dar n-am primit semnul. Încă nu pot să spun nimic. El are un semn cu Domnul, nu știe nimeni. Când îi se arată semnul ăla, se întâmplă. Au fost oameni care s-au oprit din cauza slujirii pe care o fac acum, de exemplu, înainte erau proroci, acum sunt pastor și nu mai pot proroci ca altă dată, că știu toate cauzele biserici, cum să prorocească, știi ce zic. Și unii dintre ei au spus, am avut un semn cu Domnul când eram proroc. Se derula un sul ca un pergament, o mână albă scria, așa vorbește Domnul. În 3 zile vinde cancerul sorei Maria. Amin. Și se oprea. Un semn cu Domnul. Păi să vină Barack Obama, Biden, Putin. Păi tine nu te zdruncină. Dar un semn cu Domnul. Te oprește autoritatea din biserică, te oprești și tu. Că tu ești supus autorității. Că dacă tu
prorocești împotriva autorității, tu ești împotriva lui Dumnezeu. Pe cum să prorocești tu în numele Domnului care e Domnul rânduielii? Că tu nu ești în rânduială cu biserica ta. Că tu ești în scandal. Ce proroce e? Când dai la picioare, la predicator, când îi atași, bă, ce proroce e, prietene? A, asta e invenție personală. Ai grijă, nu te juca cu asta. Și ce zice Biblia despre prorocii mincinoși? Vin îmbrăcați în piei de oaie. Ăștia sunt camuflați, prietenii. Ăștia vin foarte bine, manierați, frumos, se îmbracă tot în regulă. Nu află nimic rău la ei, dar pe interior, caracterul. Caracterul. Dacă ai dar de prorocie, trebuie să fii mai pocăit. Mai pocăită. Pare rău, trebuie să spun. Eu nu pot să cred că o soră are dar de prorocie și a umblă pe stradă în colanți. M-ați auzit ce am zis, fratele? Nu există. Trebuie să-ți asumi faptul că nu o să te creagă 90% din biserică. Tu ești pus deoparte, ai un dar, ești cu o chemare specială. Oamenii se așteaptă. Păi știi ce zice un om în mintea lui când vede o fată sau o femeie îmbrăcată în colanți pe stradă? Asta e provocatoare, n-are cum să fie înspre Dumnezeu arătătoare. Asta este. Cu diavolul lucrează, nu cu Dumnezeu. Mă înțelegi ce zic? Nu sunt compatibile lucrurile. Sfințenia e borna zero. Deci ca și cum ca să ajung de acolo trebuie să urc pe treapta asta. Acolo e sfințenia, trebuie să cal pe sfințenie să ajung pe podium. Aici e darul. Deci aici e ceva mai sus un pic. Să fii foarte atent la ce prorocești. Nu poți fi scandal cu bărbatul. Ești în tribunal și tu prorocești. Ai trântit în stânga, în dreapta, ai făcut pe tăți praf, ai înjurat. Tu vii în biserică, așa vorbește Domnul. Vorbește Satana. Din același izvor nu poate ieși două tipuri de apă. Și dulce și amară. Pe cum? Pui pe buton? Când iese amar, când dulce? Ce se întâmplă? Mă înțelegeți ce zic? Prorocia e ceva foarte clar. Am învățat de la proroci că sunt foarte liniștiți. Nu se împancentează. Că lucrează cu darul, așteaptă undă, se roagă, cercetează, primesc un mesaj, stau, analizează. De exemplu, era un proroc răcel lângă mine și mi-a zis, frate, am primit un mesaj că există un duh de minciună între oamenii prezenți aici. Un proroc autentic și pastor. Și a zis, frate, i-am zis eu, am primit un mesaj să vorbesc împotriva înșelăciunii. O zis, spune-l tu, că e de la Domnul. Nu se grăbește prorocul, nu se simte intimidat, nu se simte în concurență. Las că zic eu, nu, e foarte liniștit. Când lucrezi cu un dar autentic, tu n-ai emoții, de ce? Printre tine lucrează Duhul Sfânt. Când vorbești de la Duhul Sfânt, trebuie să ai un limbaj biblic. Nu se poate să fii proroc și tu să nu citești Biblia niciodată. Continuu cu capul în horoscop. Păi un proroc nu crede în horoscop. Un proroc nu citește zodii. Nu se poate să fii proroc să stai pe TikTok live. Sper că n-am prorocit. Ați înțeles ce am zis? Am auzit că este o metodă de asta satanică în care este câte o persoană care stă cu Biblia în față și citește câte un verset pe TikTok la nu știu ce. Păi oameni buni, reveniți-vă. Biblia asta nu e joc de cărți. Nu e jucărie. Lucrarea e sfântă, e curată. E sensibilă. Încă ceva. Nu mai trimiteți prorocii de la alții pentru alții. M-ați auzit ce zice? Este o prorocie într-o biserică, tot distribui în Noua Zeelandă. Păi ce are Noua Zeelandă cu prorocia fratelui? Știi cât e distanță între Suedia și Noua Zeelandă? Păi dacă a fost pentru fratele, lasă-o pentru fratele, prietene. Că Duhul Sfânt vorbește clar, răspicat și pentru cineva. În vremea pandemiei m-a sunat un frate și a zis, frate, am voie să ies din casă, că a fost o prorocie, nu știu unde. Că dacă ieșiți între 3 și 6 din casă, intră peste voi virus și nu știu care și muriți. Și a zis, mă, prietene, păi trebuie să ajung la evanghelizare. Mor 600 dacă nu mă la evanghelizare. Cum să nu mă duc la evanghelizare? Aberație în sonoră. Fratele, o trimit renunțări, cereri de iertare. Nu a fost de la mine, a fost pentru nu știu cine. Nu a fost pentru nimeni. Sau au fost, dar de la diavol. Și am zis, eu mă duc la evanghelizare, că trebuie să nu moară 600 de oameni care să mă asculte, care unii dintre ei mărgâniat. Și eu dacă mă duc pe stradă și pe lângă nările mele trece o travă, nu mă atinge, dacă vrea Domnul. A zis amin? Amin, eu cred asta. Veți bea ceva de moarte și nu vă va? Vă tăma, să scrie în Biblia asta.
Deci prorocia nu are voie să fie deasupra Scripturii. Prorocia nu are voie să fie incompatibilă cu Scriptura. Nu are voie. Trebuie să folosească imagini din Biblie. Fratele de care vă spuneam, care are vedenii, întotdeauna folosea imaginea pe care o vedea în vedenie și o punea în acord cu un pasaj biblic. Vedea un ciocan care lovea într-o stâncă sau într-un perete, într-un beton. Și zicea, ciocanul e cuvântul, frate. Să știi că în seara asta Domnul îți dă cuvânt. De ce? Așa scrie în Biblie. Cartea Ieremia. Nu este cuvântul meu ca un ciocan care sfârâmă stânca? Am primit o prorocie odată trimisă, zică, pentru tinerii de la Betania. Vă dați seama că n-am citit-o, nu? Că era cu aberații. Te scria în prorocie, cică, în vedenie, un caz imoral care, cică, s-ar fi derulat într-un context religios. I-am dat unread și sper că o arhivez. Adică veci mai citesc mesajele. Nu-mi pierd timpul să citesc mesajele. Să vezi ce am zis? Noi trebuie să avem lumină de la Duhul Sfânt. Noi trebuie să avem înțelepciune, dragii mei. Vedeți că lucrarea profetică pierde din cauza oamenilor falși care simulează profeția. Și normal că ne ironizează unii când nu e adevărată. Ne-am făcut singuri de rău. Noi, unii dintre noi am greșit că ne jucăm. Lucrarea autentică. Doamne, feri să prorocești cu ideea că ești în evidență. Ferească Domnul. Repet, darul de prorocie este un dar ca o manifestare supranaturală de la Duhul Sfânt la fiecare descoperire dumnezească prin prorocie. E o nouă manifestare a Duhului. Asta nu e o chestie de joacă. Ne jucăm. E o chestie de descoperire. Am un frate care mi-a zis așa, fii atent. Să-i spui la sora aia că e de la Domnul, că întotdeauna când prorocește, mi se încălzește urechea dreaptă. Înainte să prorocească, mi se încălzește urechea dreaptă. Simt că va proroci. Și n-are nicio legătură de familie, de neam, de prietenie, nimic. Distanța de 40 de ani între ei. Nu i-a spus niciodată la prorociță. Mi-a spus mie ca să continui să cred și să încurajez pe sora asta care e de la de prorocie autentic. Lucrări supranaturale. Lucrări care vin de la Duhul. Nu le simulezi, nu încerci. Prorocia nu e o încercare. L-am văzut că am trist și o trebuie să-l încurajez. Păi du-te și spune un îndemn, nu zi numele Domnului. Zi eu, Xulescu. Puneți numele. Vreau să te îndemn să faci asta. Nu zic o zi Duhul Sfânt. Verificare clară, atentă. Nu e admis fraților și surorilor să ai o prorocie despre un bărbat că se vindecă și să moară. Nu-i admis. Și după aia o mai și întorci că izbăvirea înseamnă vindecare. Serios. Că l-o izbăvi de tot. Să știți că sunt oameni care spun asta. Păi vindecarea e vindecare. Recomand celor ce consideră că au dar de prorocie să se verifice fără să spună la nimeni. Când e un caz de boală, să-i spună Domnului, Doamne, ce faci cu persoana asta? O vindeci? Sau o iei acasă? Și să nu zică la nimeni. Și dacă persoana Dumnezeu a spus înainte despre ea că o ia acasă și se duce, deja are un semn de verificare. E autentic. E sigură treaba. Și azi Dumnezeu are proroci, neapărat prorocia trebuie verificată. Neapărat prorocia trebuie să fie în acord cu Scriptura, neapărat prorocia trebuie să fie compatibilă cu caracterul sfânt al prorocului sau prorociței și prorocia întotdeauna trebuie să fie un mesaj clar, autentic de la Dumnezeu. Spre zidire, sfătuire, îndemnare, mustrare, dacă e cazul, a fost cazul multe în Biblie care un proroc a mustrat, și întotdeauna îl înalță pe Dumnezeu, niciodată pe oameni, da? Doamne ajută. Dacă stăm la fiecare întrebare așa de mult, plecăm mâine, nu? Eu oricum sunt zonă, n-am avion spre Cluj. Da, după o trăire în mod voit într-un păcat, fiind botezată sau botezat în apă, având chemare la slujire, credeți că se mai poate sluji? Cum poți trece peste lupta conștiinței? Deci, eu vă spun în felul următor. Dacă cineva a fost botezat în apă, și botezat cu Duhul Sfânt și, de exemplu, o divorțat, nu mai creați presiune să-l băgați în comitet. Ce am zis? M-au zis?
Dacă sunt recăsătorit a doua oară, a treia oară, a patru oară, a cincea oară, vă rog frumos. Dacă trăiește în păcat, nici într-un caz să nu slujească. Nici într-un caz. Vreau să vă spun ceva foarte important. Aici e o departajare foarte clară între trăirea în păcat în timp ce te declară lui Dumnezeu și trăirea în păcat când ai fost în neștiință. Da? Deci dacă ai fost în neștiință, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da îndurare să te facă într-o slujire implicat sau implicată, dar aici trebuie o pocăință foarte autentică. Omul trebuie să fie testat în timp, să fie credibilă lucrarea care se derulează prin această persoană, frate sau soră, și lucrarea asta trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine verificată. Da? Acum depinde de natura păcatului, în ce sens. Orice păcat are plata păcatului moartea. Dar nu-i tot una să curvești, ca și consecință, și să ai vreo 5 prunci cu vreo 5 femei, da? Sau să ai un păcat la activ de minciună, în care, da, s-au produs anumite consecințe grave, dar nu la fel. Deci cazul trebuie tratat foarte, foarte amănunțit, în acord cu conducerea bisericii, da? Foarte amănunțit. Și eu cred că problema se pune altfel un pic. Formularea întrebării e un pic greșită. Un om care a căzut în păcat trebuie să fie ca fiul risipitor, care trebuie să zică, vreau ca rob. Măcar rob. N-am pretenții. Mă îndoiesc de pocăința unui om care a fost în biserică, a derapat spiritual ani în șir, în lume, s-a întors înapoi în biserică și zice, dacă nu mă puneți așa, eu nu mai vin la biserică. Nici să nu mai vii, că degeaba vin. M-ați auzit ce a zis? Deci pocăința autentică este fără pretenții. Dacă Dumnezeu lucrează supranatural, trebuie să te împingă oamenii tare, trebuie să fie o presiune mare, trebuie să fie confirmări de la Duhul Sfânt, trebuie să fie efectiv o descoperire dumnezeiască. Nu cumva să dai telefoane, să suni, să zici, de ce nu mă pui înapoi să cânt? De ce nu mă pui înapoi să fac nu știu ce? Să zici, ai o problemă. Condiția unei pocăinți autentice este că pocăința autentică nu are pretenții. O să trebuiască să tragi de ea. O să trebuiască să insiști. Nu vrei să mai cânți o cântare. O să trebuiască să fie o presiune a Duhului, nu a oamenilor. Pocăința autentică nu are pretenții. Și Dumnezeu îți poate restaura viața, dar aici trag un semnal de alarmă pentru cei ce n-au căzut în păcat. Aveți grijă? După căderea în păcat, viața e foarte dificilă. E foarte dificilă. Consecințele pe care le suporți, poverile care le duci în spate, Domnul îți poate ierta păcatele, însă nu-ți șterge consecințele păcatelor tale. Era un caz în care cineva m-a abordat și mi-a spus, cum faci, frate, că le-ai bucântarea care îți spune, mi-ai șters pentru veci tot trecutul, prin sângele scurs la calvar. Și a zis, da, păi, Dumnezeu șterge trecutul, eu nu știam nimic care are probleme el, dar nu-ți poate distruge probele, consecințele. Eu nu știam că el era divorțat, s-a recăsătorit și din primul divorț avea un băiat. N-a știut nimic. Și au avut pretenții să îl primim în biserică și că să recăsătorim ca și cum fata aia și el nu mai a avut nicio problemă niciodată. Să se îmbrace mire, mireasă, tot ok, frumos. Cu tot acâmul, dacă se poate să meargă cu elicopterul, cu lumini, cu focuri, era să lezi ideea, nu? Pastorul local i-a zis, ne pare foarte rău, prietene, tu poți fi căsătorit doar maxim la restaurant și acolo ne mai gândim. Și i-a zis el, ce tu pe aud? O să pentru fata asta care e fecioară, trebuia să ne căsătoriți pe acoperiș. Succes! Când îți caută-ți biserica care te căsătorește pe acoperiș. Ce să-ți fac? Că elicopterul, coborâți. Unul dintr-unul, unul dintr-altul, vă întâlniți în aer. Că oricum erau cam în aer. Mare atenție la pretenții. Mare atenție.
Vedeți, aici se subliniază cum poți trece peste lupta conștiinței. Poți trece dacă ești onest. Deci poți trece dacă nu ai pretenții. Dacă nu începi să ceri. Dacă nu începi să impui. Nu vine cu teoria lasă că Domnul ierta pe toți, că toți au fost niște derbedei, niște răi. Nu e adevărat. Sunt unii care și-au păstrat pocăința. Sunt unii care au rămas loiali în slujbă, dependenți de Dumnezeu. Sunt unii care au stat cu Dumnezeu, nu aveau pretenții. Ce îți dă Dumnezeu e bonus. Pretențiile nu au voie să existe. Și continuu luptă-te și să zici, Doamne, ajută-mă să-mi păstrez sfințenia. Doamne, cel mai important lucru pe care mi-l doresc, ajută-mă să rămân în pocăință, în sfințenia, apropierea de tine. Vreau mântuirea. Vreau cu Domnul. Și Domnul te va ajuta. Da, este greșită vorbirea în limbi la rugăciune în comun, se încadrează în a tălmăci vorbirea în limbi. Subliniam și repet, în timp ce te rogi în comun, dacă nu te rogi personal în numele bisericii, te rogi privat, de fapt. Care dintre voi vă ascultați rugăciunile? Și ce-o zis ăla? L-ai auzit cum se ruga până? Deci, chiar dacă e rugăciune în comun, rugăciunea mea e privată, corect? Că eu consider că mă rog lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu meu e competent, e capabil să ne asculte pe toți deodată. Ei, dacă eu mă rog privat, eu nu ridic decibelii să depășesc pe toți. Da? Decât dacă Dumnezeu îmi dă un mesaj. Dacă Dumnezeu îmi dă un mesaj și dacă am responsabilitatea asta de a conduce biserica în rugăciune și îmi dă câteva cuvinte în altă limbă, au rol de eliberare, au rol de a transmite ceva și de a aduce o stare sau de a transforma o stare de peste un om. Dar eu nu vin la un microfon și mă rog 20 de minute în alte limbi. Ați înțeles? Sau să stau între rânduri și să mă rog tare, mai tare ca toți, să vorbesc în limbi. Pentru că știți care e criteriul de departajare? Când e din fire, poporul se potignește. Care în ce? Când e din Duhul, poporul se înflăcărează. Asta e diferența. Adică când semnalizezi că am făcut oamenii de pe lângă tine, se sperie. Da? Bine, acum nu vorbim de oameni care vin din lume și care nu cunosc pe Hristos, că aia se sperie de orice. Sper că nu se spere că l-am văzut. Da, în afară de cunoștința cuvântului și trăirea în curăție, cum pot fi sigur de descoperirea Duhului și să am îndrăzneală? Descoperirea asta devine naturală, adică vei fi confirmat în mod natural. Cum am fost confirmat că am dar de cunoștință? Mi-amintesc că pentru prima dată când am avut un cuvânt de cunoștință, eram în satul mare. M-am dus la o biserică unde au fost mascații, am dus după ei. Așa. Nu știu cum ne-am bucurat, că eram tare mic, ca acum, așa, în fine. Și în biserica aia, de-aia v-am prestat contextul ăsta, în biserica aia, la Amvon era o listă, pe Amvon, în care scria candidații pentru următorul botez. Și scria 1, 2, 3, erau scrise 3 persoane. În seara aceea am zis, așa îmi vorbește Domnul, că nu trece ziua de azi până când vor fi scriși pe lista asta de botez 7 persoane. Am auzit așa în popor, am simțit, au zis unii, nu se poate. După mascat să se boteze ăștia? Imposibil. Și mie mi-a fost greu să cred, recunosc. Dar am crezut. La ora 23:59 s-a scris al șaptelea. Printr-un mesaj trimis la fratele care se ocupa atunci. Mi-a sunat, mi-a zis, vezi că sunt scris al șaptelea, cum a zis Duhul Sfânt. Eu n-am sunat, s-au scris 7 frate. Fă ceva, sună-l pe ăla să se scrie. Când vorbi Domnul să-l ajutăm. Domnul te-a ajutat. Tot în biserica aia am primit un mesaj de descoperire și am zis, ascultă-mă tu, care ai promis Domnului că în fiecare seară la ora 21 strângi toți cei 5 copii. Vă țineți de mână în living după ce citești din Biblie pentru fiecare câte un verset. Și apoi vă puneți rugăciune împreună. Ai făcut asta de 2 zile doar. Și apoi urci în mansardă și stai la televizor. Și nevastă ta stă plângând cu pruncii pe genunchi și tu stai la telenovele. A ieșit un bărbat din biserică după ce termina programul, fără să știu eu, mi-a zis asta după vreun an sau doi. Și a zis, am urcat în mașină și din satul mare până în Micula am plâns continuu. V-a zis localitatea? Am zis. Ce să faci?
Nu v-a zis persoana. Puteți verifica, nu credeți. După 2 ani m-a chemat la evanghelizare în satul lor și a zis, frate, care îți amintești că acum 2 ani ai spus în satul mare la biserica asta, asta, asta? Și am zis, nu, bă, că te-am zis, de unde să mai știu? Și o să știi că exact așa a fost, frate. Deci am primit informații, confirmări din... fără să vreau. Apoi, la o săptămână de stăruință, au fost invitați niște frați proroci autentici, care aveau și dar de prorocie și slujbă de prezbiter sau unui chiar păstor. Eram cu tot comitetul bisericii, nimeni nu a programat, eu m-am pus pe ultimul rând, frumos. Încă am ajuns mai târziu, că aveam ore, m-am învoit să ajung la ore și am ajuns până la urmă, în acea dimineață, la rugăciune. Și un frate proroc s-a așezat pe scaun după ce ne-a rugat la prima rugăciune sau doua, nu mai știu care, și a zis, frate Caleu, în fața ta, deci tu stăteai la un birou, ca și cum aș sta aici cineva în față, și începeai să-i vorbești omului care stătea, dar veneau mai mulți, și spuneai exact ce e în viața lor. Spuneai detalii. Să știi că stai dar, a zis, folosește-l. Rețineți, erau prezenți toți pastorii, tot comitetul, și eram acolo. La final, frații ăștia au zis, nu ți-au zis nimic, Domnul, despre noi. Proroci autentici, nu... N-am vorbit niciodată cu ei să-i întreb. N-am știut că o să vină ei. N-am pus cauza asta înainte, Domnule. Și Duhul Sfânt a confirmat. Înainte de asta, niciodată în biserica locală n-am zis, mi-a descoperit Duhul Sfânt ceva. Niciodată. Ziceam cuvinte care înțelegeam că sunt prin cunoștință, dar niciodată n-am zis în plen. Așa mi-a vorbit Domnul. Am așteptat să fie confirmare de la Duhul Sfânt. Și confirmarea a venit prin 2 frați autentici, neprogramată, nimeni nu știa că se va întâmpla asta, abia am ajuns la întâlnirea aia. Înțelegeți? Deci Duhul Sfânt lucrează fără să forțezi tu nota. Deci trebuie să fim conștienți. Duhul e interesat să dea daruri, Duhul dă daruri, Duhul alege cui îi dă, numai să aibă la cine. Amin? Doamne ajută-ne! Deci nu forța niciodată. Stai în cuvânt, stai în voia lui Dumnezeu. Nu te grăbi, nu reacționa. Nu vă imaginați că toți oamenii au fost bucuroși pentru mine. Unii s-au bucurat de mi-au scris scrisori ca lumea ta. Așa tare s-au bucurat. Alții mi-au creat iluzii. Au zis că am 2 metri și sunt cu cochelbași. N-am nicio șansă. Dar nici nu pun letrile de contact pentru asta. Deci e ok. Deci cunoștință, cuvânt și multă, multă atenție la viață. Când ești din Duhul, Domnul te confirmă. Aici mai recomand să stai în jurul unor oameni sfinți. Găsești pe cineva care are dar de prorocie, dar asemănător cu al tău, ascultă, ciulește-ți urechile, interesează-te, caută. Nu căuta pe internet pe oriunde. Mare atenție, că te dai câte unul. Era să-i zic numele, da. Iar îi făceam reclamă. Da. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Întrebare. Cum putem rămâne smeriți după ce Dumnezeu ne-a folosit cu darul pe care ni l-a dat? Păi nici nu te folosești dacă nu ești smerit. Nu știu cum să vă explic. Ați treceat, zici. Domnul nu risipește darurile. Condiția minimorum ca să te folosească Duhul Sfânt e să fii smerit. Numai Satana lucrează cu oamenii cu care se înalță, știți? L-a dus pe Iisus Hristos în templu și a zis, nu intra în clădire, rămâi pe strașină. A zis ce orice cam ies afară la programe. Ești că ți-e foame, ți-e sete. Dar pe strașină l-a pus și a zis, vezi că-ți arăt toate împărățiile, sunt ale mele. Ce mincinos era ăsta, săracu. Ăsta avea iluzii. Satana lucrează cu iluzii, să știți. Cu înșelăciune, cu imaginații, cu scenarii, cu posibilități, niciodată realități. Și au zis, fii atenți, le dau ție dacă mi te închin. L-a urcat sus ca să aibă unde să cadă. După ce l-a urcat sus de tot, a zis, acum aruncă-te. Că de el va porunci îngerul lui să te păzească, să se întind mâinile. O vrut să grăbească planul Domnului. Că au venit îngerii la timp, când trebuia. Dar nu când a zis Satana. Deci vreau să vă spun ceva. Este cineva aici care are viața pentru că merită? Mâna sus, vă rog. Este cineva care își merită mâncarea pe care a mâncat-o ieri?
Este cineva care are ceva care să nu fi primit? Și dacă tot ce ai e gratis și fără să meriți, cum să te mândrești pentru ceva care n-ai, care nu e al tău? E ca și cum aș mândri că conduc un BMW. Îmi pare rău, conduc Tiguan. Adică nu-mi pare rău, da? Ați prins ideea, da? Cum să mă mândresc că eu conduc cu... Să-mi imaginez că eu conduc un BMW, când conduc un Tiguan. Sunt foarte mulțumit cu ce am, nu te zici greșit. Dar n-am voie să mă mândresc pentru ceva care nu e al meu. Că voi pierde și posibilitatea ca Dumnezeu să folosească darul ăla prin mine. Dacă tot e dar, cum să te mândrești cu el? Să nu uiți niciodată cine ești și că fără Iisus nici nu existi. Tot ce faci bun, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, mă smeresc, e meritul tău. E numai datorită ție. Ca să nu te mândrești, e suficient să fii realist. Este ok să se posteze pe rețele de socializare lucrări din partea Domnului video? Da, eu cred că lucrările care sunt profetice pot fi transmise live, dar cu următoarea considerație. E important să nu se arate imaginea prorocului. E important să fie un sistem, o imagine cu niște mâini care se roagă, da? Mesajul poate fi transmis pentru oameni care sunt acasă, bolnavi. Da? Se uită cineva dintr-un spital, un om necăjit, da? Care are nevoie de părtășia bisericii, are nevoie de rugăciune, care să audă vocile celor care se roagă. Dar nu cred că e înțelept ca anumite prorocii să fie tăiate dintr-un program și să fie trimise la alte persoane la care nu li s-a adresat. Ați înțeles ce am zis? O prorocie vine de la Dumnezeu și vine pentru cineva anume, nu dă cu bani așa Dumnezeu, aruncă prorocii. Da? Prorocia e de la Dumnezeu pentru cineva anume. Dacă Dumnezeu prorocește despre el, nu prorocește despre ea. Să zicem? Prorocia e clară, pentru cineva anume. Și dacă e pentru cineva, tu nu poți să te joci cu prorocia să o trimiți așa la întâmplare. Da? Nu vă jucați cu lucrarea profetică. E lucrare sensibilă care poate fi ironizată și din neatenția noastră. Da? Iarăși, dacă cineva din biserică are o lucrare, de ce o registrezi dacă nu vrei să o trimiți și apoi să o ștergi? Hă? Ai nevoie de materialul uran pentru bârfă? Să știi, am auzit prorocii, au fost pânturul, așa, așa, așa. Frate, tu bârfești pe baza prorociilor? Se pare normal? Se pare logic? Nu-i corect. Dacă ți-e apropiată persoana aceea, o registrezi limitat, eu trimiți ei și o ștergi pe telefonul tău. Ca nu cumva să-ți păstrezi ca materialul lunant când vă... așa? Știți ce asta, nu? Când vă iubiți cam tare? Vă apreciați prea mult? Să zici, las că am eu prorocia, să o trimit eu. O trimit și la dosară. Cu prorocii ne jucăm. Prorocia e pentru cineva anume, are un destinatar. Când Biblia zice că Dumnezeu vorbește unui om ca unui popor, nu se referă că dacă a vorbit în Cluj la fratele Caleb, vorbește la toată Suedia. Nu asta se referă. Se referă că atitudinile de schimbare pe care le cere Domnul unei persoane le pot lua și pentru mine care mă îndreaptă la pocăință. Da? Corect? Deci nu recomand să tăiați prorocii, să le trimiteți, să le distribuiți. Eu vă recomand altceva. Prorocia să o luați, să o analizați, să vă rugați, să aveți Biblia deschisă când o ascultați, dacă se poate să fiți chiar în genunchi, da? Sorole cu cap acoperit, pentru că Biblia zice cine se roagă sau prorocește să aibă cap acoperit dacă e soră, da? Așa scrie. O zis frația Amin? E capul descoperit, da? Ok. Ați înțeles ideea? Mulțumesc. Ce se întâmplă dacă nu-ți mărturisești păcatul oamenilor și ți-l mărturisești doar lui Dumnezeu? Înseamnă că ți-e rușine de păcatele tale, dar nu e obligatoriu să mergi la mărturisire la un frate slujitor dacă după ce te-ai mărturisit Domnului Iisus Hristos nu-ți apare o apăsare a vinovăției. Am întâlnit oameni care au stat 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și au purtat cu ei un păcat 40 de ani și nu s-au lăsat de păcatul lor deloc. Deloc. Și a trebuit să mă duc până în Italia, nu numai pentru la biserică, și a trebuit să treacă o vineri seara în care nu s-a mărturisit. M-a dus de la aeroport.
până la locul unde eram cazat, nu mi-a zis nimic. Duhul Sfânt mi-a zis, dă-i ocazia să mărturisească. Au venit cu un băiețel care, culmea, au dormit și sforea asta. Pe bancheta din spate. Duhul Sfânt mi-a dat ocazia să mărturisească. N-au vrut. O trecut vineri seara, o trecut sâmbătă dimineața, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Duminică seara au sărit la avion, disperat, tip ultimul rând, și au zis, pastore, eu după care la avion. M-a dus tot drumul și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că e șansa lui, trebuie să mărturisească acum. Și n-au vrut. În ultimele 20 de minute, înainte să ajungem la aeroport, în ultimele 20 de minute, și-au deschis inima și-au scăpat de un păcat care l-a comis la 16 ani, avea peste 50 de ani. Înțelegeți? Din cauza asta au primit un cancer mama sa și au primit un cancer el. Și Duhul Sfânt mi-a zis, dacă nu-și mărturisește păcatele și nu se lasă de ele, mama sa pleacă și se duce el. Cu toți medicii specialiști din Italia. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Noi nu păcătuim și băgăm sub preș. Păcatele trebuie să fie mărturisite. Am spus că au ajuns oameni la probleme psihice din cauza unor păcate nemărturisite. Pentru că el s-a jucat cu Dumnezeu, a zis că a mărturisit așa în joacă la Domnul și problemele lui le-a ținut cu el, le-a ținut și a apăsat pe creier, a apăsat. Vinovăția aia l-a urmărit o viață întreagă. Și unii și-au pierdut mințile din cauza asta. Biblia spune că cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare. Dacă te urmărește vinovăția, dacă îți apare din nou gândul ăla, starea aia, când mergi la cina Domnului, iară vine scenariul. Du-te la un slujitor. Tu nu te mărturisești slujitorul. El e martor între tine și Dumnezeu pentru mărturisirea ta în fața lui Isus. Chiar dacă mergi la un pastor sau la un presbiter, ai grijă, nu ai voie să te mărturisești oricui. Nu te mărturisi la lider de tineret, la un tânăr, la un diacon, nu te mărturisi la o soră. Stimate surori, cu tot respectul, n-aveți dreptul să nu ați mărturisit. Ok? Ce să mine? N-aveți ce face. Vă ajut. Nu poți la mărturisire. Este câte un grup de fete, de băieți care stau în aceeași groapă cu mocirlă, toți băieții ăștia între 14 și 25 de ani se masturbează. Și fiecare se mărturisește. Eu am făcut asta ieri, eu alaltă, acum o săptămână. Și păi noi ne ajutăm, că suntem în aceeași problemă, că ne confruntăm cu aceeași situație, ne încurajăm unii pe alții. Fals! Păi cum sunteți mulți din mocirlă când ești în mocirlă cu el? Ai nevoie de cineva care nu-i mocirlă, care să se întindă o frânghie, să aibă capacitate și putere mai mare decât tine, care să te smulgă de acolo prin numele lui Iisus. Ieși afară. Nu rămâne în groapa ta. Ieși afară în numele lui Iisus. Care este hula împotriva Duhului Sfânt? Hula împotriva Duhului Sfânt, la nivel general, este acel moment în care un om respinge toate mijloacele Harului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a zis, oricine vorbește împotriva mea, îi se va ierta. Eu plec, a zis Hristos, și îl trimit pe Duhul Sfânt. Cine nu îl primește pe Duhul Sfânt și îl hulește, adică ce înseamnă a huli? A spune că nu-i Duhul Sfânt, ci că-i diavolul. Cine nu-l consideră pe Duhul Sfânt ca fiind soluția pentru viața lui, acceptându-l pe Duhul Sfânt când îl convinge de păcatele lui și nu-și recunoaște păcatele și n-acceptă traseul mântuitor înspre crucea de la Calvar, pentru omul acela, dacă până la finalul vieții îl respinge continuu pe Duhul Sfânt, îl hulește și merge în iad. Necredința este cea mai generală formă a hulii împotriva Duhului Sfânt. Când nu vrei să crezi că ai păcate. Când nu vrei să accepti că ai păcătuit împotriva Domnului Iisus. Că păcatele tale sunt împotriva lui Dumnezeu și te afectează implicit și pe tine. Și dacă până la finalul vieții n-accepți asta. Sunt oameni care pe patul morții ai stat lângă el și ai zis, vrei să-ți citești ceva din Biblie? Și au zis, nu. Pleacă de aici cu Iisus Hristos. Omul acela l-a ulit pe Duhul Sfânt. Mare atenție! Nu vă grăbiți să vorbiți împotriva unei lucrări profetice fără să aveți clar deosebirea și lumina că acel mesaj nu e de la Duhul Sfânt. Nu vă grăbiți! Nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.
Nu te grăbi. Niciodată nu m-am grăbit să vorbesc împotriva unui proroc. Am avut dovezi clare uneori. Și mi-a fost mila. Mi-a fost o milă adâncă. Și am zis, Doamne, și mi-am dat seama, am înțeles de la Tine că nu lucrează cu Tine. Trezește-L cumva. Vorbește cum, de la mine nu o să primească. Trimite pe cineva care e mai aproape de El, de la care îi primește. Deci să nu credeți că dacă vine cineva autentic responsabilizat de biserică și îți spune, soră, oprește-te un pic, nu văd viața ta în regulă, nu mai proroci. Să nu credeți că El rulește. Este o confuzie. Pentru că Biblia spune că prezbiterii și conducătorii responsabili de biserică vor răspunde în fața lui Dumnezeu de sufletele noastre. Voi știți cum doarme un pastor când cineva deviază spiritual? Adică nu doarme? Voi știți ce are în inimă un om care slujește cu adevărat, la care îi pasă, pe care îl interesează? Voi știți că nu mai are chef de mâncare? Vă știți că el nu fluieră când vede că cineva intră într-o deviație spirituală care afectează direcția bisericii? Poate unora dintre noi așa joacă. O făcut ăla, nu știu ce. Nu e adevărat. Pe un slujitor îl interesează, îl doare, e interesat și are o afectare interioară, spirituală. Sunt slujitori care fizic s-au îmbolnăvit pentru că i-a interesat de oameni care nu au trăit cum trebuie cu Dumnezeu. Și vor avea o mare răsplată oamenii ăștia în cer. Nu vă jucați. Hula este în primul rând când cineva vorbește împotriva Scripturii, n-acceptă planul mântuitor și când cineva efectiv, ostentativ, continuu, respinge harul lui Dumnezeu. Aici trag un semnal de alarmă. Există o vreme în care ți se oprește puterea de a mai crede. Foarte sensibil subiectul ăsta. Știți că după 5 dăți în care faraon și-a împietrit inima și n-a vrut să creadă ce a zis Dumnezeu prin Moise, știți că a 6-a oară Dumnezeu i-a împietrit inima? Asta îi în direcția hulii. Așa că niciodată să nu fii dezinteresat de cuvântul lui Dumnezeu și să nu te joci cuvântul Domnului. Să crezi că Dumnezeu are un cuvânt autentic. Da, cineva spune din nou, probabil că aceeași persoană, am primit de curând darul de prorocie, dar nu am încă un semn cu Domnul și înștiințările nu vin clar. Mi-este teamă să mai dau drumul mesajelor. Repet, nu trebuie să dai drumul. Tu trebuie să le scrii undeva mesajele astea. Trebuie să-ți cauți un slujitor la care să le trimiți. Deci poți să le scrii și în format electronic, nicio problemă. Slujitorul să-ți dea un feedback pe baza cuvântului. Înainte de asta, tu trebuie să ai claritate, lumină. Foarte clară. Deci, lumina asta trebuie să fie ca și cum tu ai ști că stai pe marmură de culoare acutare, stai pe o mochetă. Ești într-un loc anume, deci tu știi foarte clar. Deci tu nu mergi ca și cum așa pe bâșbâite. E de la Domnul, nu e de la Domnul. Mi-a vorbit oare Dumnezeu sau nu mi-a vorbit Dumnezeu? Să fie o claritate ca și cum ai ști că luminează, da, are lumină. Corpul ăsta de iluminat. Să fie lucrurile foarte clare, foarte clare. Cum ai pretenția cineva să priceapă ce vrei să zici când tu nu știi ce zici? Da, sunt descoperiri limitate, adică prorocul poate avea o descoperire care până la un anumit nivel o înțelege, adică arată așa lucrurile. Era un scaun de culoare verde și el nu știe ce înseamnă verdele, dar omul căruia îi vorbește Domnul a pus un semn și a zis, dacă Domnul vorbește că scaunul pe care stau eu e verde, înseamnă că lucrarea pe care trebuie să o fac eu e bună, e unda verde. Este semnul lui. Tu nu poți să-l știi dacă nu ți-l descoperi Domnul. El a transmis lui exact cum l-ai primit și omul zice, da, ăsta e semnul care l-am pus. Înțelegeți? Dar pentru asta trebuie să ai claritate. Nu zici, mă, mi s-a părut că e galben cu roșu, cu verde, cu albastru, cu... Nu se poate, e verde. Dacă e verde, verde fie. Dacă nu, atunci nu zi. Dar ce trebuie să faci? Roagă-te, insistă în fața lui Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, dacă vrei, dă-mi o lumină mai clară. Nu vorbi până nu ai claritate. Nu vorbi până nu ai claritate. Este o graniță sensibilă între darul de cunoștință și ghicire? Nici într-un caz. N-au nicio legătură. Mă încap oamenilor poate fi o graniță. Deci să vă spun ceva foarte clar. Darul de cunoștință e de la Duhul Sfânt, ghicirea e de la diavolul.
tu nu poți lucra cu darul de cunoștință dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt. Tu nu poți avea darul de cunoștință dacă nu ți l-a dat Duhul Sfânt. Dacă în viața ta nu e o sfințenie clară, nici măcar să nu pretinzi că ai dar de cunoștință. Sau dacă l-ai avut, să nu faci să-l folosești. Ghicirea lucrează cu Satana. Acolo poți să juri, să minți, să fumezi, să trăiești în adulter și faci un ritual anume. Iar un lucru foarte important. Ghicirea presupune un ritual. Cum ghicești? În ce ghicești? Cică în palmă, nu știu cum, nu într-un detalii, da? Lucrarea profetică nu are nevoie de ceva tangibil. Tu nu trebuie să stai într-o poziție cu mâna ca să primești cuvânt de la cunoștință. Nu. Nu trebuie să fii în anumit loc. Nu. N-ai nevoie să aprinzi nu știu ce. N-ai nevoie de o carte de joc. N-ai nevoie de nimic. Ai nevoie doar ca Duhul Sfânt să fie. Să vrea. Amin? Deci rețineți, Duhul Sfânt nu lucrează cu lucruri satanice. N-are nimic cu cărțile de joc, cu ghicire, cu lumea ocultă. Și mă rog în această zi, orice lucrare de felul ăsta să fie nimicită în numele lui Iisus. Și vă rog nici să nu vorbiți despre asta cu copiii voștri. Nici să nu vorbiți despre asta cu prieteni, cu apropiați. Nu vă temeți de lumea asta, că nu aveți voie și nu vă permite Domnul să intrați în lumea asta. Da. De ce supraevaluăm semnul vorbirii în limbi cu termenul glaso, dai glosolalia, ca darul vorbirii în limbi cunoscute, 1 Corinteni 14 cu 22, ce trebuie să facem să evaluăm bine? Da. Noi nu supraevaluăm. Noi vorbim biblic. Da? Deci nu supraevaluăm. Noi spunem că vorbirea în alte limbi este pentru orice credincios născut din nou. Acolo zice, oricine vorbește în altă limbă, el spune taine cu Dumnezeu, își vorbește, nu vorbește oamenilor, ci el cu Duhul spune taine cu Dumnezeu. Noi nu supraevaluăm. Noi spunem că vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Și dacă n-ai experimentat asta, eu înțeleg că nu pricepi, că n-ai cum. Ca și cum aș vrea să-mi spuneți voi mie cum te simți când mergi cu ăla care te învârtă. Te-am văzut de pe... Nu? Nu știu, nici nu vreau. N-am de gând. În ce caz să-mi explicați, că nu mă interesează. Înțelegeți? Așa e și cu vorbirea în limbi. N-ai experimentat-o? Nu poți să-ți dai cu părerea. Ai experimentat-o și ai căzut și nu mai ai. Taci din nou. Că vorbești ceva care nu e autentic. Da? Deci nu supraevaluăm, doar departajăm. Adică vorbirea în alte limbi ca rugăciune privată este disponibilă pentru oricine. Nu găsim niciun argument în Biblie care să ne se spună nu o dă oricui născut din nou, transformat și cu păcatele iertate. Da? Nu găsim în Biblie. Dar, biblic, găsim că darul vorbirii în alte limbi e dat altuia, adică unuia care sau căruia decide Duhul Sfânt să-i dea. Și a decide Duhul Sfânt. De ce mă întreb? Nu, ca și cum ați fi întrebat, de ce nu îmi dă mie Domnul darul de, nu știu, unul dintre daruri. Să zicem că darul minunilor. Deși mi-aș vrea să mi-l dea. A zis amin și n-am auzit? Că nu mi l-a dat încă. Sper să mi-l dea. Dacă vrea Domnul. Doamne ajută. Dar cum se descoperă darul cunoștinței? Auzi vocea Domnului, spuneam în mesaj, există mai multe căi. Mie mi se întâmplă așa. Nu pot să vă explic în detaliu că nu e ușor de explicat și nici măcar n-am explicația așa. Dar eu vorbesc fluent. Ca și cum vorbesc acum, da? Și în timp ce vorbesc, spun anumite lucruri detaliate. Numere, cifre, dăți, ore, persoane, nume. A fost cazul în care am spus numele și prenumele unei persoane. Și au venit la final la mine și mi-au zis, de unde mă știți? Nu am văzut niciodată. Au zis Duhul Sfânt. Tot satul știa că așa-l cheamă pe ăla. Deci, nu a fost la întâmplare. Să știe numai cineva, da? Înțelegeți? Deci poate veni printr-o descoperire lăuntrică, în timp ce vorbești, tu lași pe Duhul Sfânt să lucreze și Duhul Sfânt vorbește prin gura ta. Poate veni printr-un vis, printr-o vedenie. Ți se descoperă ceva de la Dumnezeu, visezi ceva și este legat de trecutul, respectiv prezentul unui om. Dacă este legat de viitorul unui om, poate fi dat de vorbire despre înțelepciune. Sunt diverse căi, da? Deci lucrurile nu pot fi departajate, nu e un șablon fix, doar așa lucrează Duhul Sfânt. Da, este înțelept, cineva foarte înțelept scrie, așa, să vorbești în alte limbi atunci când în biserică sunt, asta e cu dedicație, fiți atent. Îl simt, asta cineva l-a scris expres, atunci când în biserică sunt persoane nepocăite,
Acum, nu neapărat persoanele care nu sunt îmbrăcate la fel ca noi, sunt neapărat nepocăite. Poate unii sunt mai nepocăiți decât ei, dar în fine. Asta e o paranteză. Aflate pentru prima dată într-o adunare de pocăiți? Da. Și scrie Biblia. Deci, scrie Biblia așa. Dacă în biserică unul are vorbire în altă limbă, altul o cântare în altă limbă, altul o descoperire, să se facă toate cu rânduială. Când va intra un necredincios, se expresia biblică, va fi încredințat de toți, va fi descoperit de toți, va cădea cu fața la pământ și va zice aici e Dumnezeu. De ce să fie greșit? Recomandabil ar fi dacă există vorbire în alte limbi publică, să o audă toți, să fie ori cu rol de eliberare, da? Dacă nu-i cu rol de eliberare, să fie neapărat însoțită de darul tălmăcirii limbilor. Și un frate de aici, să zicem, vorbește în alte limbi și o soră de lângă sora care nu-i credincioasă încă, zice, tălmășirea. Tu care ți-ai zis că vii ultima dată la biserică. Dacă Domnul te descoperă, ți-ai pregătit supra-dopajul de medicamente, se află în sertarul 4, de jos în sus, la căpătâiul tău. L-ai pus securizat, ai un cod, cifra este 1295. Asta trebuie să zic. Păi dacă în cifru e la fel, 1295, o căzut cu fața la pământ, dar zice, da, aici e Dumnezeu. Nu-i deloc greșit. Repet, vorbirea în alte limbi privată ca rugăciune nu se face cu scop de impresionare. Dacă tu te rogi în timp ce te rogi personal cu Dumnezeu și simți să vorbești în limbi, nu e o greșeală, dar să nu faci asta depășind decibelii tuturor ca să impresionezi. Motivația asta nu are voie să fie. Da? Tu te zidești foarte bine sufletește, dar cineva se potignește. Realizează că cineva se închide când tu vorbești tare în limbi, mai lasă-o mai încet și să se deschide și cu tare, să vorbească și el în limbi, a zis amin. Doamne ajută. Da? Și să, da? Ok? E foarte înțelept să vorbești în limbi. N-am cum să zic că e greșit ceva care e de la Duhul Sfânt. Satan cunoaște și el trecutul omului și poate să folosească aceasta prin a inspira pe falși profeți. Aceștia vor folosi această cunoaștere pentru propriul interes. Cineva care e sceptic 100%, n-am crezut că există ceva aici. E tip online. Ok. Da. Vreau să vă spun ceva. Niciodată criteriul de departajare pentru un mesaj de descoperire adevărată nu înseamnă doar că e descoperit trecutul unui om. Înțelegeți ce zic? Parcursul prin care se transmite mesajul este următorul. Se descoperă trecutul unui om sau prezentul unui om, dar în același timp, în timp ce se descoperă, calea și procedura pe care o utilizează Dumnezeu este schimbarea radicală a vieții. Nu se descoperă taine doar să se facă show. Nici într-un caz nu se face show. Se descoperă taine cu alt scop. Cu scopul ca mesajul care se transmite să-l ducă pe om la mântuire. Biblia spune așa, dacă un proroc va veni și va spune, așa vorbește Domnul, cu tare lucru se va întâmpla, se va întâmpla și va avea loc, dar după aceea îți va spune, haidem după Dumnezei străini, să nu crezi. Dumnezeu te testează. E o încercare a lui Dumnezeu să vadă credincioșia ta și loialitatea ta față de Dumnezeu. Înțelegeți? Deci chiar dacă se testează mesajul, dacă mesajul respectiv testat are un scop păcătos și te conduce la a scoate sfințenia din tine, mesajul de la diavol. E un duc de înșelare. Înțelegeți? Deci nu putem lua Biblia și să o aruncăm pe foc că am avut o prorocie care s-a împlinit. Am avut un caz clar greșit în care i s-a spus unei surori, așa vorbește Domnul, trebuie să divorțez pentru că am pregătit pământul mai bun decât bărbatul tău pentru tine. Ce merita să fie bătut prorocul. Ați înțeles ideea? Nu pe umeri. N-are cum să fie de la Domnul, împotriva Scripturii, dragilor. Când Biblia scrie negru pe alb, divorțul este interzis. Cum să vină prorocul să spună divorțează că îți dau unul mai bun? Serios. A vorbit Satana. Și poate să-ți dea un semn, uite, va veni în următoarele 3 zile un bărbat care are ochi albaștri frumos, exact cum invenția ta din cap. Satana. O lucra Satana. Dar tu ești cu Biblia în mână, tu iubești Scriptura, nu
Nu, nici măcar nu e în serios. Nici nu verifici. Nu răspunzi la niciun telefon în zilele. Da. Bătrânelul din Albin vorbea în rugăciunea lui, dar în comun, în timp ce era în comun, bineînțeles. Vreți neapărat să vă răspund la întrebare? Și Canania și Safira au fost mântuiți? Care e problema ta? Vrei să faci la fel? Vreau să mor, dar măcar să mor mântuit. Să mor repede. Da, mă răspund la o întrebare. Putem fi botezați cu Duhul Sfânt repetând la nesfârșit un anumit cuvânt, de exemplu, sânge, aleluia, osana? Păi, tu de ce cauți metode? Asta e întrebarea mea. Deci, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie în primul rând să crezi, să fii născut din nou, asta înseamnă să ai o viață curată, credință, curăție, amândouă cu că, ca să le țin mai ușor, și trebuie să ceri. Eu nu pot să spun cum ceri tu. Dumneata ai un anumit limbaj, vorbește într-un fel anume. Modul în care ceri dumneata e modul dumitale. E ca și cum eu te-aș învăța acum să mergi la cineva la care îi ceri, nu știu, să-ți cumpere o pâine, da? Sunt cam rare, știi? Da? Să-ți cumpere o pâine. Să-ți spun eu cum să ceri pâine la magazin? Nu-ți spun, că știi cum să faci, nu? Deci a cere nu înseamnă a avea un șablon. Fiți atenți, Biblia spune, de ce trebuie să cerem? Deci voi care sunteți drăi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Nu știe cum. Acum eu spun ceva. Dacă tu vii la stăruință, ești curat, ai o viață curată, ți-ai mărturisit păcatele, crezi că Duhul Sfânt te poate boteza, consideri că este cadoul lui Dumnezeu și începi să-L ceri, dacă tu vii la stăruință, te pui în genunchi și tu în timp ce te rogi zici aleluia, osana, amin, glorie Domnului, eu nu pot să spun, nu te mai ruga așa. Mă înțelegi? Tu ceri cum vrei. Dar eu nu pot să-ți șoptez la ureche, să spun, dacă nu zici aleluia, du-te acasă. Ați perceput ideea? Deci greșeala este când eu îi șoptez cuiva și îi spun, spune asta că aș vrea să ești botezat. Să nu e adevărat. Dar dacă el în timp ce se roagă, simte, se aducă osanale la gloria lui Dumnezeu și zice, osanale, aleluia, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu, îți mulțumesc că ai fost astăzi, mulțumesc că ai murit la Calvar pentru mine, mulțumesc că sângele tău a fost vărsat pentru viața mea. Eu nu pot să-L opresc. Dar să nu credeți că există parole prin care primești botezul cu Duhul Sfânt. Nu există parole. Duhul Sfânt se manifestă cum vrea El, El e suveran, El e Dumnezeu, El conduce istoria și El se dă în anumite condiții. Da, condițiile sunt următoarele. Credință, cerere, curăție și să consideri că e un cadou, nu-i meritul tău. Și cât să-L cere? Până îl primești. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Asta nu e o condiție ca să fii mântuit, da? E foarte important să stai cu ochii și să te gândești la viața ta. În timp ce te gândești la următoarele întrebări, oare ai nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să fie în viața ta mai mult? Nu e așa că fiecare dintre noi simțim nevoia asta, ca Duhul să ne atingă. Duhul să lucreze mai puternic în viața noastră. Să simțim o forță a lui Dumnezeu care ne conduce viața înspre planul lui Dumnezeu. Nu știu care e planul lui Dumnezeu cu viața ta. Nu știu ce dar vrea să-ți dea Dumnezeu. Dar nu numai la aceste învățături, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească. Să-i cer lui Dumnezeu ca această protecție spirituală să fie așezată în dreptul ființei tale. Niciodată să nu fii dus într-o lucrare de rătăcire. Niciodată să nu crezi o minciună. Niciodată să nu poată diavolul să facă ce vrea cu viața ta. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, cred că Tu ești în controlul vieții mele. Cred că Tu ești mântuitorul meu personal. Și sunt aici persoane care nu L-au pe Iisus ca mântuitor. Poate au venit din diverse motive. Poate au venit doar ca să aibă un timp cu cineva de lângă el, de lângă ea, doar să povestească, doar să aibă o socializare, doar să scape de acasă. Să știi că este seara în care Dumnezeu poate să-ți aducă eliberare. Ribet canto menovedi zaud. Există putere în numele lui Iisus Hristos. Există putere de eliberare în sângele vărsat la Calvar. Numele Domnului are putere să te elibereze. Numele Domnului are putere să te transforme. Viața ta trebuie să fie schimbată. În numele lui Iisus Hristos există putere. Există putere de iertare a păcatelor tale, făcute cu voie sau fără de voie. Este seara, este ziua eliberării. Este momentul în care simt că Domnul trece printre scaune, printre rânduri. Domnul vrea să aducă eliberare. Domnul vrea să scrie iertare.
Domnul e gata să descătușeze vieți. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Sunt suflete care au o nevoie specială de Duhul lui Dumnezeu în această seară. Au nevoie specială ca Duhul Domnului să le atingă creștetele, să le atingă gândirea, să le atingă rațiunea, să le atingă sufletul. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de pâine și apă. Ai nevoie ca Duhul Domnului să lucreze în viața ta. Dacă sunt aici prezente persoane care n-au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, le rog sau îi rog să ridice o mână dreaptă dacă vor să primească pe Iisus ca Mântuitor. Domnul e prezent aici să te elibereze, să pui capăt păcatelor tale, să te oprești din orice relație murdară. Concubinajul este interzis. Să te oprești din curvie, să te oprești din imoralitate, să te oprești din privire murdară. Domnul e prezent aici să elibereze. Sângele Domnului este prezent aici să aducă grațiere. Bret cantomena via zaot. O să intrăm în această rugăciune în care fiecare ne rugăm personal.